preluarea cursurilor cu prezența fizică pentru toate școlile, fără scenarii diferențiate, va fi posibilă doar cu teste rapide non-invazive, susține ministrul Educației Sorin Câmpeanu. De asemenea, au mai fost discutate alte trei condiții. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a propus reluarea cursurilor cu prezența fizică pentru toate școlile dacă vor fi întrunite simultan mai multe condiții, inclusiv cele legate de respectarea măsurilor de limitare a transmiterii COVID-19. La Ministerul Educației se discută despre revenirea din vacanța de Paști, da, de pe 5 mai, revenirea în pe viu, adică fizic, la școală. Este foarte important și domnul ministru își dorește acest lucru și noi ne dorim și profesorii ne dorim și conducerea Ministerului Educației și părinții, așa că se va încerca varianta încât să se revină cu clasele și cu efectivele complete începând cu data de 5 mai. Vor rămâne în vacanță până pe 9 mai doar elevii de clasa 8-a și clasa 12-a care au fost în activitate în această perioadă în online. Domnul ministru al Educației a făcut solicitarea către Ministerul Sănătății să fie aduse în școli, să fie cumpărate în școli teste non-invazive pe bază de salivă. Acum să vedem dacă Ministerul Sănătății se va încadra în acest timp, că totuși este un timp destul de scurt, și dacă se va reuși, ar fi foarte bine, încât vor fi testați doar copiii care au probleme de sănătate, nu copiii care nu manifestă niciun fel de simptom. Nu vor fi testați. Alte trei condiții ar fi respectarea măsurilor de protecție sanitară în școli. Aceste reguli să se respecte mai rigulos în școli decât în cele mai multe locații, vaccinarea personalului din învățământ și, de asemenea, confirmarea ipotezei specialiștilor epidemiologici cu privire la trendul descendent al ratei de infectare în luna mai.